7. Alimente care curăță corpul mai bine decât orice medicament. Merită să acordați atenție alimentelor obișnuite, care curăță corpul mult mai puternic decât orice medicament și, în același timp, nu au efecte secundare negative. Ce să mâncați pentru a obține o curățare mai puternică a corpului? 1. Varza albă Valza conține o cantitate imensă de fibre dietetice care leagă metalele grele și elimină toxinele din intestine. De asemenea, varza are acizi organici care au un efect pozitiv asupra digestiei și stabilizează microflora. Conține o vitamină U destul de rară, care distruge substanțele periculoase și participă la asimilarea celorlalte vitamine și chiar vindecă ulcerele. Mod de utilizare. Poate fi proaspătă sau murată, sau chiar sub formă de suc. 2. Sfecla roșie Sfecla roșie este numărul 1 atunci când vine vorba despre alimentul care curăță cel mai bine organismul. În primul rând, sfecla conține fibre, cutru, fosfor, vitamina C și un număr de acizi benefici care îmbunătățesc digestia și distrug bacteriile putrefactive din intestine. În al doilea rând, conține o substanță lipotropobetaină, care face ca ficatul să scape mai bine de toxine. Și, în al treilea rând, sfecla ajută la întinerirea organismului datorită acidului folic, se creează mai multe celule noi, și a starea pielii, a părului și a unghiilor se îmbunătățește. Mod de utilizare Fiartă, poate fi adăugată în supe, ciorbe, sau ca salată ori ca suc. 3. Usturoi peste 400 de ingrediente benefice sunt într-un singur cățel de usturoi. Aceste componente desfundă vasele de sânge, reduc nivelul colesterolului din sânge și distrug cauza cancerului cerebral, celulele glioblastom multiforme. Componentele usturoiului distrug cauza ulcerelor de stomac, helicobacter. Usturoiul omoară și viermii și difterele, bacilul tubercular. Mod de utilizare. Cel mai bine proaspăt sau zdrobit mușdei. 4 ceapă cel mai important lucru la ceapă sunt fitoncidele, care sunt găsite și în uleiuri esențiale. Fitoncidele distrug majoritatea bacteriilor și ciupercilor în doar câteva secunde. De asemenea, ceapa contribuie la îmbunătățirea digestiei și absorpției nutrienților și chiar la îmbunătățirea poftei de mâncare. Ceapa conține, de asemenea, o cantitate imensă de sulf, care neutralizează și distruge toți dăunătorii. Mod de utilizare de obicei proaspătă, în salată sau sub formă de tinctură de alcool și mască cosmetică, pentru acne. 5. Merele merele stabilizează funcționarea întregului sistem digestiv, datorită pectinei și fibrelor, care ajută la eliminarea toxinelor. Merele îmbunătățesc pofta de mâncare, ajută la producerea de suc gastric, ameliorează constipația. De asemenea, merele distrug agenții cauzalei virusurilor gripale, dizenteria, staphylococcus cu reus. Mod de utilizare. De obicei se consumă proaspete, este posibil și sub formă de suc, sub formă de compot. 6. Avocado mulți, din păcate, nu cunosc proprietățile acestui fruct sudic. Avocado conține o substanță minunată numită glutation, care blochează mulți agenți cancerigeni periculoși care intoxică ficatul. De asemenea, avocado stabilizează nivelul colesterolului din sânge, ajută la digestie și alimentează organismul cu oxigen. Mod de utilizare De obicei se consumă proaspăt, în salate, ca fruct uscat sau cremă. 7. Afinele afinele sunt, fără îndoială, unul dintre cele mai puternice antibiotice și antivirale naturale. Afinele curăță vezica și căile de bacteriile periculoase. La fel de important este faptul că afinele ajută la combaterea formării celulelor canceroase și, de asemenea, curăță cheagurile de sânge și depunerile din vasele de sânge. Mod de utilizare Afinele se consumă proaspete, suc sau gem. Consumați aceste alimente și organismul vă va mulțumi. Multă sănătate! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, apreciați conținutul canalului și distribuiți cu prietenii voștri. Atenție! Nu e exagerați. Cel mai bine consultați medicul specialist pentru recomandarea cea mai bună.